Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de acum și în veci de veci. Amin. Permiteți-mi în scurte cuvinte introductive să spun că sunt însoțit de soția mea și copiii mei, sunt împreună cu mine. Aș vrea să menționez că este și mama mea aici, în mijlocul dumneavoastră. Împreună se află și rudele mele de aici, din Phoenix, și mulțumesc Domnului că nu sunt singur și am frați și surori aici și luau pentru aceasta pe Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Aș vrea în continuare să intrăm în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că deja s-a citit acest cuvânt minunat și să profităm de această ocazie să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu în această seară și să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Și doresc din toată inima ca Duhul Sfânt să se prezinte în locul acesta, aici la Maranata, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune Domnul nostru vine și l-așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum s-a cântat cântarea corului Scumpe Iisus, aleluia, glorie lui Dumnezeu. Prea iubiți frați și surori, Cuvântul lui Dumnezeu s-a citit în această după-amiază din Proverbe 16, de la versetul 1 la 3, și aș vrea ca acest cuvânt să fie revelator în viața noastră, aș vrea ca acest cuvânt să fie beneficial în viața noastră, ca noi să plecăm din locul acesta. De câte ori venim la casa lui Dumnezeu, noi să plecăm de aici schimbați, transformați, să plecăm de aici nu așa cum am venit, ci să plecăm mai buni. Doamne, binecuvintează poporul Tău, glorie lui Dumnezeu! De aceea, în această seară, mi-am intitulat mesajul meu Omul în planul lui Dumnezeu. Repet, Omul în planul lui Dumnezeu. Și am să menționez câteva tipuri de plan al lui Dumnezeu. În primul rând, este primul plan pe care l-a avut Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu în creație. Al doilea lucru despre care vreau să spuneți acest plan este planul lui Dumnezeu în mântuire, planul lui Dumnezeu în vindecare, planul lui Dumnezeu în iertare, planul lui Dumnezeu în legătură cu omul la modul personal. Și aici vreau să mă opresc în această seară. Vreau să vorbesc despre planul lui Dumnezeu în legătură cu noi oamenii, la modul individual, la modul personal. N-am să mă ocup despre creație, n-am să mă ocup despre planul de mântuire, n-am să mă ocup despre planul de iertare sau de vindecare, dar cu o altă ocazie probabil o voi face, ci vreau să vorbesc la modul personal. Vreau să vedem ce ne spune Domnul Iisus Hristos, cum trebuie să fim noi în planul lui Dumnezeu, cum trebuie să ne raportăm sau să ne relaționăm cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă în această seară să fim în planul Lui. Doriți lucrul acesta împreună cu mine? Glorie lui Dumnezeu! De aceea am intitulat mesajul Omul în planul lui Dumnezeu. Haideți să vedem puțin ce înseamnă plan, ca să știm despre ceea ce vorbim. Și eu am intitulat o definiție care mi s-a părut mie eficientă, adică concludentă la ceea ce voi vorbi. Și planul înseamnă un proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de operații destinate să ducă la atingerea unui scop. S-a menționat de scopuri în această seară în locul acesta. Fratele păstor, când a deschis serviciu, a spus că avem un scop. Și scopul este acela ca noi să fim în planul lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, deși versetul 1 ne cheamă în această seară și ne se spune atât de frumos despre planurile pe care le face inima atârnă de om. Dar partea a doua a versetului 1 ne concludează atât de frumos și se concludează prin această parte finală, dar răspunsul, adică dar este o conjuncție care introduce această propoziție și ne dă un răspuns, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul, cum s-a menționat în Psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, aleluia, și lauda Domnului va fi totdeauna în gura mea, aleluia. Poți să spui un aleluia lui Dumnezeu și să spui, Doamne, lauda Ta să fie totdeauna în gura mea, Doamne, Te voi lăuda și Te voi binecuvânta. Iată de ce este nevoie ca eu să mă relaționez, să mă raportez la aceste proiecte. Desigur, noi facem multe planuri în viața noastră. Este o suită, sunt operații pe care noi le destinăm să le aducem la un scop, țintă, menire, cel. Sunt lucruri pe care noi vrem să le avem în viața noastră. De multe ori suntem obiectivi și țintiți pe lucrul acesta și este bine. Este foarte bine și doresc ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră atât cât noi obiectivizăm lucrurile spirituale, glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! De aceea voi trece mai departe și voi vorbi despre edificarea creștinului autentic în planul lui Dumnezeu. Am să menționez câteva lucruri foarte eficiente, foarte ușoare de reținut, pentru ca să plecăm de aici cu aceste lucruri înrădăcinați în noi, ca să putem să începem de mâine, să zicem, Doamne, noi suntem în planul Tău, noi vrem să dovedim lucrul acesta. De aceea spune Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt spune, de aceea că se zice, astăzi, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii. De aceea că se zice astăzi să venim la Hristos, pentru că este cel dintâi și cel de pe urmă, este Alfa și Omega, El este ieri, azi și în veci de veci, glorie lui Dumnezeu.
De aceea doresc ca să vorbesc despre edificare și această edificare înseamnă nu de a te evidenția, a te scoate în evidență. Edificare înseamnă a sidi, a construi și noi suntem aici să construim și Dumnezeu ne vrea în planul Lui. De aceea vom vorbi la modul personal. Dumnezeu vrea ca să fim în planul Lui. Edificarea creștinului autentic și o primă edificare, un prim lucru sau dacă vreți o primă regulă ca să putem fi în planul Lui Dumnezeu este foarte simplă, este smerenia. Amin? Este smerenia. Este nevoie de smerenie. Aleluia. Cum pot să fiu în planul lui Dumnezeu dacă nu sunt un om smerit? Dumnezeu le dă har celor smeriți, dar celor mândri le stă împotrivă. Dumnezeu le dă har celor smeriți, dar celor mândri le stă împotrivă. Este nevoie de smerenie, este nevoie de această calitate, este nevoie de această calitate autentică, adică reală, adevărată în viața mea și în viața dumneavoastră. Am nevoie să fiu un model supus, un model umil. Domnul Iisus Hristos a fost lucrul acesta pentru mine și pentru viața mea. Revelația Lui când s-a descoperit Domnul Iisus Hristos, am înțeles cât de umil a fost Domnul, cât de supus a fost Domnul și Domnul mă învață să fiu blând și smerit cu inima, cum a fost Domnul Iisus Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Să învățăm de la Domnul lucrurile acesta, este nevoie de smerenie. Iată un prim lucru prin care ne putem edifica în această seară, ca să fim în planul lui Dumnezeu, este nevoie de smerenie. Smerenia este calitatea autentică a credinciosului. Glorie lui Dumnezeu, adică să fiu un credincios autentic, real, adevărat și zic, Doamne, ajută poporul Tău să se edifice la lucrul acesta, este nevoie de smerenie, este nevoie de smerenie, n-am să citesc, am să aduc un paragraf foarte scurt, uitați-vă la, de exemplu, la pilda vameșului și a fariseului din Luca 18, unde l-avem pe acel fariseu care spune că face atâtea lucruri, dar acel om smerit vine înaintea Domnului și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Este nevoie de smerenie în secolul 21, aleluia. Este nevoie să ne adâncim, să ne abundăm în cuvântul lui Dumnezeu, dar smeriți, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, ca să fim oameni smeriți înaintea Ta, pentru că Tu vei binecuvânta și vei da, Doamne, har celor smeriți. Amen, amen, aleluia, glorie lui Dumnezeu. Haideți să trecem puțin mai departe, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte frumos în versetul 2, toate căile omului sunt curate în ochii lui și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă ca să edificăm în continuare după smerenie, este un lucru foarte important și Hristos ne cheamă ca noi, ca și credincios, să trăim în diversitate, dar să trăim în unire unul cu celălalt, unul față de celălalt. Este nevoie ca noi să trăim în unire și Hristos ne cheamă la lucrul acesta, această legătură de coeziune între noi, această legătură de solidaritate existentă între noi și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem trăi în unire. Vă exemplific câteva exemple, rugăciunea Domnului Iisus Hristos, Ioan 17, vreau să exemplific un alt lucru, dacă citim în Filipeni 2, versetul 4 și 5, Domnul Iisus Hristos ne exemplifică acolo lucrul acesta prin Apostolul Pavel și ne cheamă și ne îndeamnă cum putem noi să trăim în unire. Vreau să exemplific ceea ce este pentru mine foarte important ca să trăiesc în unire. Mă duc cu gândul la Epistola Sobornicească a lui Iacov, unde Iacov 2:8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel, dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă ca să împlinim legea împărătească și legea împărătească este în cuvântul lui Dumnezeu. Permiteți-mi să spun că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, aleluia. Aici unde este putere și mântuire, aleluia. Și nu mi-e rușine de cuvânt. De aceea cuvântul lui Dumnezeu mă cheamă ca eu să trăiesc în unire. Dovezile acestea ale trăirii în unire este unitate, iubire frățească și ascultare. Doar trei am menționat. Sunt mai multe. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă ca noi să edificăm și prin unire. Trec mai departe și voi vorbi despre al treilea lucru foarte important atunci când ești în planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne cheamă la acest plan ca să edificăm, este nevoie de comunicare. Este nevoie de comunicare și calitatea aceasta a comunicării este acțiunea pe care o luăm noi creștinii. De multe ori comunicăm și când comunicăm vrem să avem și rezultate. Și am să menționez câteva lucruri în comunicare. Noi când comunicăm lucruri care le transmitem Domnului Iisus Hristos prin înștiințare, a face de cunoscut Domnul Iisus Hristos. Alte lucruri sunt lucruri de informație, transmite către Dumnezeu lucruri de informație. Un alt lucru pe care noi facem este sunt lucruri de contact. Și am să citesc câteva lucruri foarte importante din Cuvântul lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru la comunicare este o comunicare de relație. Și mă uit la omul lui Dumnezeu, Daniel, mă uit la acest om.
În capitolul 6 cu versetul 10, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăi de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Acesta este un model de comunicare pe care îl prezint omului Dumnezeu. Am să mai citesc un cuvânt al lui Dumnezeu tot din Daniel, capitolul 9, cu versetul 18. Și aici sunt toate cele 4 puncte pe care le-am menționat la comunicare. În primul rând, comunicarea care este înștiințarea face de cunoscut și Daniel spune astfel: pleacă urechea Dumnezeule și ascultă, haleluia! Acest om al lui Dumnezeu înștiințează ceva, comunică ceva către Dumnezeul lui cel viu și adevărat. Un al doilea lucru pe care îl face omul lui Dumnezeu, aduce informații și spune: privește, privește, deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre. Al treilea lucru, este o comunicare de contact. Și am să menționez din nou acest verset 18, unde spune în partea cealaltă finală: la cetatea pe care este chemată numele tău. Și partea finală ne spune comunicarea de relație: căci nu pentru neprihănirea noastră să aducem noi cerurile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Glorie lui Dumnezeu! Este nevoie de comunicare? Dacă sunt un om smerit, dacă trăiesc în unitate, pur și simplu, eu mă pot relaționa sau mă pot raporta la Domnul Iisus Hristos și eu voi comunica și Dumnezeu va asculta comunicarea. Dumnezeu va asculta lucrul acesta. Este un lucru foarte important ca eu să comunic cu Domnul Iisus Hristos. Circumstanțele care nu împiedică comunicarea. Am citit câteva lucruri care nu împiedică comunicarea și omul lui Dumnezeu face lucrul acesta. Să exemplificăm și în viața noastră lucrurile acestea. Sunt circumstanțe în viața noastră, dar noi trebuie să comunicăm cu Dumnezeu. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez, al patrulea lucru și mă apropiu de final, este credincioșia. Acest element de care avem nevoie în viața noastră la edificare este că trebuie să fim oameni statornici în ceea ce facem. Avem nevoie ca să fim oameni statornici în sentimente și în atitudini. Am să fac o simplă definiție la felul de atitudine și aceasta înseamnă când eu mă raportez, când dovedesc că am un caracter autentic, aceasta înseamnă un ansamblu de însușiri, atenție, fundamentale, psihice și morale la ceea ce fac a unei persoane și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să trăim în credincioșie, în devotament, în convingere și siguranță și în fidelitate, pentru că Dumnezeu are compasiune față de noi. Vreau să mă înțelegeți, credincioșia. Mă uit la omul lui Dumnezeu, Avram. Omul acesta a fost fidel. Omul acesta a fost un om devotat, pasionat. Omul acesta a stat pe verticalitate, a avut credință. Și pentru că a crezut, aceasta i s-a socotit neprihănire. Un om care dovedește lucrurile acestea și îmi dovedește și mie că eu trebuie să fiu un om autentic înaintea lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Al cincelea lucru, evlavia. Este nevoie ca noi să fim oameni evlavioși. S-a vorbit atât de frumos joi despre lucrurile acestea. Că Dumnezeu a pus în noi un duh de putere și nu de frică, haleluia, de dragoste și de chipzuință, de o disciplină de care noi avem nevoie, de evlavie. Lucrul acesta se realizează într-un om autentic dacă omul acesta stă înaintea lui Dumnezeu și îndeplinește principiile lui Dumnezeu. Este nevoie ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în totalitate, pentru că mă duc cu gândul la un cuvânt al Domnului din Evrei 12 cu 28, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: fiindcă noi avem o împărăție care nu se clatină, de aceea să ne arătăm mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Și cum? Să fim plăcuți cu frică și evlavie și zic: Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Mai sunt câteva lucruri, câteva etape ale evlaviei, dar vreau să trec la celălalt punct și închei, așa cum am menționat. Ultimul punct din edificarea creștinului autentic este slujirea. Este un punct foarte important, este un punct foarte dificil, pentru că toți suntem chemați să slujim. Chiar dacă nu ajungi la amvon, chiar dacă nu ești aici, eu vreau să spun că poți să slujești. Poți să slujești Domnului. Și am văzut un reportaj atât de frumos azi dimineață și m-a cutremurat și mi-a pus în mine fel și fel de întrebări. Noi putem sluji oriunde suntem. Este nevoie ca noi să slujim Domnului autentic. Este nevoie ca noi să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Este nevoie ca noi să trăim înaintea lui Dumnezeu în unire. Este nevoie ca noi să trăim înaintea lui Dumnezeu să comunicăm cu El. Este nevoie ca noi să trăim în credincioșie. Este nevoie ca noi să trăim în evlavie și Dumnezeu va binecuvânta slujirea noastră. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Importanța slujirii. Să fii pus la dispoziția lui Dumnezeu. Autenticitatea slujirii este la modul practic. Și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Voi încheia și voi spune câteva lucruri, voi menționa 5 lucruri în această seară în încheiere și aș vrea să fie benefice în viața noastră, în viața fiecăruia. O primă regulă pe care vreau să menționez în încheiere aplicativă este că să ne curățim inima de ură, frică și egoism.
În primul rând, Ștefan, ai nevoie să-ți curățești inima de frică, ură și egoism. Și oricare ai fi în locul acesta, dacă te pretinzi și vrei să faci un lucru deosebit, autentic înaintea lui Dumnezeu, conform bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, este nevoie de lucrul acesta. Ai nevoie de lucrul acesta împreună cu mine. Al doilea lucru, a doua regulă, este ca să ne scutim mintea de preocupări inutile. De multe ori ne preocupăm cu lucruri inutile și nu ne putem concentra, focaliza, centraliza pe cuvântul lui Dumnezeu. Și zic din toată inima, Doamne, ajută-ne ca să putem să, în al treia lucru, să simplificăm viața și să o facem mai ușoară. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Apoi, în al patrulea lucru, un lucru care ne cere Domnul Iisus Hristos și este în ceea ce am comunicat eu în această seară, în acest mesaj, este să dăruim mai mult și să așteptăm mai puțin. Este greu, dar trebuie să aplicăm lucrul acesta ca să fim beneficiari ai slujirii, să putem sluji autentic înainte a lui Dumnezeu. Și a cincea regulă este să iubești mai mult, pentru că viața asta tu trebuie să fii soluția și nu problema. Și am să închei cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.